Și bine v-am găsit aici la un unboxing și un review pentru un microfon super interesant, cel de la Trust, Lensul 242, dacă nu mă înșel, pentru PC. Aici avem niște specificații. E un microfon tip condenser, avem o rază de frecvență între 20 de Hz și 20 de kHz. Avem 120 de decibeli maxim SPL-ului. După cum vedem aici, avem unidirectional și sample rate-ul 16 bits până la 48 de kHz. 1,8 metri cablul, avem și tripod, avem un shock mount, pop filter și tripod stand. Super, super tare! Hai să vedem despre ce e vorba. Avem stickere, cum ne-a obișnuit Trust. Așa, să fie greu să filmez, să-mi iau un perechilier. Așa, după cum vedem aici, avem trepiedul și pop filterul. Aranjate super tare, prinse destul de bine, dacă mă întrebați pe mine. M-am cam tortit asta cu filterul, să vedem. Așa, sub asta avem niște manuale de instrucțiuni și da, 242, am zis bine. Și cam atâta, manual de instrucțiuni și ce să mai avem nevoie. Da, eu n-am nevoie, advanced user, let's have fun. Aici avem microfonul, foarte greu, deci clar este un microfon serios. Deci, din prima, n-am ce să comentez, wow, cât de frumos poate să fie. Wow, bam, bam, bam. Da, e superb. Superb ca microfon. Și revenim imediat după ce l-asamblăm. Perfect, avem microfonul montat, n-aveți cum să greșiți, se pune foarte ușor în mufa USB. Da, ne ducem frumos în sound, ne ducem la Open Sound Settings, deci la Sound Control Panel. Ne apare frumos aici microfonul, îl dăm default, ne ducem la Listen, îi dăm Disable, Power Save. Aici îi dăm frumos un 97%. Și nu lăsăm aplicațiile să-l controleze ca să nu-i dea nivelul mai tare sau mai încet. Și acum revenim cu o probă de audio. Hai să facem un test, să vedem cum se aude microfonul, să vedem cum se aude de aproape, exact acum sunt aproape de pop filter. Microfonul Trust JXT 242. Disponibil pe PC Garage. Așa se aude vocea mea de la aproximativ 30-40 de centimetri de microfon. Așa se aude vocea dacă îl las lângă birou. Dacă mă îndrept cu capul către ușă și microfonul este în spatele meu, cam așa se aude. Deci overall eu zic că este o investiție super bună pentru un microfon care nu depășește 50 de euro. So, cam asta a fost unboxing-ul și mini-review-ul lui. O să ne auzim pe stream și vedem acolo cât de bine își face treaba. Vulcan Gaming am fost. Vă urez toate cele bune și stați safe!